În spațiu carpatic se așteaptă să fii dramatic. După al 14-lea congres, Ceaușescu s-a ales nu să fie reales, ci să suferi un deces. Comuniștii în linia a doua iau ei drumul spre progres. După 45 de ani de comunism cu acte, România a sosit presupusa libertate. Societatea în confuzie alește prima iluzie. Am scăpat de Ceaușescu, dar am dat de Iliescu. Emanat din revoluție ce protejează de boieri, să aibă lumea să muncească și să nu vină moșieri. Peste 1000 au murit în decembrie când s-a tras oficial. În acest caz misterul a rămas. Populația susținea FSN-ul într-un glas. Toate vechile structuri au rămas pe treabă, denumite de Iliescu democrație originală. Piața universității s-a prins de plan. Toți stricau jos comuniști și au fost denumiți goleani. CR-ul la butoane cu membrii 4 milioane obișnuiți cu nevoia, hrăniți cu salam cu soia. Nu l-au înțeles sperați în existența lor trisă, nici pe coposul ce stătuse în închisoarea comunistă. Românii surprinzători sunt mituiți cu banii lor. Iliescu și cu Roman s-au votat pe principiu frate, ei ne-au dat. 13 iunie 90, București, revolte stradă. 14 iunie, Securești, sângeroasă mineriadă. Iliescu îi învață să cordonogească o piață și de atunci planeta știe România anarhie. După asta altceva, ea împoare bișința cu țigări, cu blugi apar, cu bilete bișnițari, care peste câțiva ani unii au devenit primari. Oameni de afaceri s-au ridicat din stradă, aduceau putirul marfă și făceau contrabandă. Cei ce aveau contacte cu firme din afară au dat drumul la afacere internațională. Foști ofițeri devin businessmen, primii capitaliști români după 90, cărau banii cu saci, cu sacoșe, cu genți. Și azi poți să-i vezi cum vorzează în burghezi. Șmecheri din 90 nu dădeau greși, strângeau milioane de dolari cash. Industria românească se ducea de râpă, mai mult se risipea în loc să se producă. Atunci s-a ciocnit și privatizarea cu sloganul cunoscut: nu le vinde în țara. Septembrie 91, minerii iar la București, Miron Cosma Iliescu, tratate, povești. Investitori străini stop finanțele, milionarii de carton falimentează băncile. Împocățiți în tranziției intră în partide, manevrele lor merg din ce în ce mai bine. Noua oligarhie, politicieni, afaceriști, colaps, inflație, greve, oameni triști, muncitori săraci, copii aurolaci. Suflarea românească lupta să supraviețuiască. Oameni sunt loc teroarea, banii își pierdeau valoarea. Luau țepe în mod gras, pierdeau bani la Caritas. Naivitate deznădejde și multă sărăcie de la orașe, la sate, în întreaga Românie. Democrația originală se dovedește un eșec. Singura soluție, investitori din Occident. Toate astea 95 erau un fapt. Au apărut și primele albume românești de rap. 96 Iliescu schimbat cu Constantinescu. Ciorba se închid, fabrici și probleme, mitinguri, proteste, frământări, iar greve. România guvernată cu incompetență, o nouă mineriadă, stare de urgență. Permisiunea de survol România a dat-o. Kosovo război, România NATO. 2000 a venit cu excrocherile nesfârșit. PNI s-a prăbușit, poporul iar dezamăgit. După 10 ani bizar, Iliescu președinte iar. Instanță globalizare, Petrom, Sidex, galați privatizare. Corupție uimitoare, în mod normal apar baroni locali. Baronii garantau voturi în competiții și guvernul proteja frumos de justiție. Golar sentimental, Cabotin trec testul. Apare un nou președinte, Traian Băsescu. Au loc cercetări, comunismul este condamnat. Sistemul e șocat și foarte iritat. 2007, bucurie generală, România aderă la Uniunea Europeană. Băsescu câștigă iar, mogulii se alarmează. DNA se activează, vine și îi arestează. Toate jarții de funcție ajung închiși pentru corupție. Se acuză unii pe alții, bucati mafioți. Politicienii se dovedesc a fi corupți toți. Ca salarii, pensiile, renunce protestele. Milioane de români erau deja plecați din țară. Se strângă niște bani muncind pe afară, scăpiți de politicieni și minciuna lor murdară. Diaspora a intervenit în lupta electorală. Tragedia colectiv reconfirmă efectiv corupția și lăcomia. Ucidă
cu România. Poporul se ridică, Victor Ponta pică. Trece încă un an, PSD câștigă iar. Cu Dragnea pe frecvență, ordonanță de urgență. Iară vor trase, proteste uriașe. Persoane fără pregătire, puse în funcții în alte loc de meritocrație, mediocritate. Miniștri obraznici, nici ratați jalnici. Deși multe schimbări sunt vizibile în timp, tot funcționează faza cu pâine și circ. 2020, un punct critic, coronavirus confirmat pe preliminarii. Pandemia în România se traponoasă, se închid afaceri și oamenii în case. Sforile le trage la fel tot ca Marila. Ce-o să mai urmeze? Dumnezeu cu milea. Trec sex din 89 în full effect. V-am prezentat istoria României în direct.